De ce râzi ca prost un târg? Eu nu înțeleg. De, mă rog, pentru asta mulțumită nu trebuie. Păi și stai o secundă. Om bun, ce vrei tu? Da, s-a spus că nu te rupi, să numai ce mă să drept. Omule, tu ai venit, tu ești vicepreședinte de Parlament. Tu ești un om normal la cap. Ce cu tine? Eu da, dumneavoastră nu știu. Vă rog frumos, nu dar nu ești normal așa. Stai personal, că nu este nimic. Personal, dar ce are Iurii Roșca? Cum? Eu nu înțeleg, ce are Roșca? Că socialism vorbeau cu cei după asta. Eu v-am făcut un exemplu de populism clasic în politica moldovenească. Care populism clasic? Da, un demagog clasic în politica moldovenească. Nu sunteți de acord? Și ce are el cu mine? Eu v-am spus care și-a cu dumneavoastră. Deci, așa. Asta e poate mai de campanie electorală, să ne așteptăm la asta în electorală? Este foarte, foarte normal, foarte corect. În primul rând ai spus minciună că Andrei și-a cumpărat mașina în campanie electorală. El și-a vândut o mașină care a avut-o și-a cumpărat-o mult, mult mai înainte. Deci ești un minciunos notoriu. Ești un minciunos notoriu. Vă felicit.